Judecător, capitolul 18, versetul 3, este contextul în care câțiva israeliți din seminția lui Dan îi pun câteva întrebări unui levit. De fapt, trei întrebări existențiale, esențiale. Cine te-a adus aici? Ce faci tu în locul acesta? Și ce ai aici? Timpul crizei pe care o trăim este timpul în care, la nivel personal, la nivel micro, să ne punem aceste întrebări. De ce acum? De ce la nivel personal? Pentru că și la nivel macro se pun aceleași întrebări. Care este sensul, direcția în care merg lucrurile? În al doilea rând, pentru că lumea cu siguranță nu va mai fi aceeași după episodul acesta. Și trei, pentru că timpul schimbă valorile. Eram mic pe vremea comunismului când în mintea mea se dezvoltau două visuri. Ca mama mea să fie vânzătoare la magazinul alimentar de la colț, aceasta fiind garanția accesului la resurse aproape nelimitate la alimentele care se găseau greu atunci, și doi, visam să ajung șofer pe tir. Câteva săptămâni sau luni după Revoluție, ceea ce visam nu mai avea aceeași valoare. Timpul a schimbat valorile. Ceea ce astăzi considerăm sau am considerat până acum valori, vacanțe, diverse distracții cu prietenii, la pizza și așa mai departe, astăzi trebuie să reevaluate și văzute într-un alt context. Faptul că lucrurile se schimbă aduce nesiguranță și frică. Cum să-mi regăsesc astăzi echilibrul? Găsind răspuns la nivel personal la cele trei întrebări. Cum am ajuns aici? Ce fac acum aici și ce am sau ce dețin? Restul sunt detalii. Tu ce răspunzi la aceste trei întrebări? Ești mulțumit cu răspunsul? Dar Dumnezeu, pentru că de data aceasta și El este Cel care pune întrebarea. Indiferent însă de răspuns, să nu uităm că El vine înaintea noastră nerăbdător, cu o asigurare. Și aș vrea să citez din 2 Corinteni 12 cu 9, traducerea biblică actualizată. Harul meu ți este suficient pentru că forța mea este perfect evidențiată tocmai în situații în care omul are forțe foarte reduse.